O nouă suspiciune de peste porcine a apărut în localitatea Olteană Șerbănești, asta după ce două animale au murit în gospodăriile localnicilor. Medicii veterinari au declarat imediat stare de alertă și au început testările la animalele care prezentau semne de boală. Oficialii de SVSA fac apel la populație să înțeleagă riscurile acestei boli și să anunțe imediat orice caz de mortalitate care intervine. Autoritățile sunt în alertă în localitatea Șerbănești, județul Olt 2. Porci au murit în gospodăria unui localnic medici veterinari, prelevând probe de organe de la cadavre și probe de sânge de la șase porci cu semne clinice de boală constatate de medicul veterinar de liberă practică. Conform procedurilor, probele au fost trimise către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București, Laborator Național de Referință, pentru confirmarea diagnosticului. În data de 19 martie 2019 a fost supus spre aprobarea programului de măsuri privind suspiciunea de PPA în cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor și măsurile care se impun în zonele de restricție. Gospodăria respectivă a fost plasată sub supravegherea oficială, s-a realizat dezinfecția, au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport, au anunțat reprezentanții DSVSA OLT. Inspectorii sanitari fac apel la populație să înțeleagă implicațiile acestei boli și să anunțe imediat orice caz de mortalitate care intervine, reamintind că pentru fiecare animal sacrificat se vor oferi despăgubiri în condițiile legii.